Doamnelor, domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Radiografia Zilei. Astăzi vom vorbi despre intervenție și despre microchirurgia ochiului, de fapt despre modul în care metodele moderne și de ultimă generație, ultimă, să spunem așa, practică în microchirurgia ochiului le sunt adresate pacienților din România. Am mai vorbit despre microchirurgia ochiului la Litoral TV cu doamna Vera Iliescu, care este prezentă aici în studio. Doamna Vera Iliescu este de fapt reprezentanta acestei companii în România. Este vorba de Clinica Academician Feodorov. Este o clinică de microchirurgia ochiului unde se realizează intervenții chirurgicale la toate, să spunem, la toate tipurile de afecțiune a ochiului. Și astăzi vom vorbi de atrofia parțială a ochiului, o să vedem și prin ce metode se tratează această boală și o să vedem, de fapt, colaborarea dintre clinica care se află în orașul din Federația Rusă Cheboksary și un grup de cercetători din cadrul Departamentului de Biofizică al Universității Lomonosov din Moscova. Iată, această colaborare și cooperare a condus la găsirea unor noi tehnici și mai eficiente de tratare a vederii și a ochiului, de ce nu? Pentru că, așa cum vorbeam și în edițiile anterioare, există diverse grade de afecțiune ale ochiului și ale bolilor aferente ochiului. În această clinică, de fapt, se fac intervenții la nivel înalt din punct de vedere tehnologic și medical, dar și intervenții cu șanse de reușită de peste 95%. O să o las pe doamna Vera Iliescu să ne vorbească și o să-i spun bine ați revenit la Litoral TV. Bună ziua, bine v-am regăsit! Mă bucur să putem vorbi și să-i informăm pe cei care au nevoie de intervenție despre modul în care evoluează de fapt tratamentul la Clinica Academician Feodorov, dar și despre realizările și realitățile până la urmă ale celor care au venit de acolo tratați și iată cu vederea mult îmbunătățită sau recăpătată pentru cei care nu mai vedeau deloc. Da, într-adevăr așa este cum ați spus dumneavoastră. Deci medicii acestui institut foarte mare accent pun pe atrofia nervului optic, deoarece este o boală foarte des întâlnită, nu atât în România. Și este în principal cea care afectează restul vederii. Da, pentru că ea poate fi provocată de alte afecțiuni atât neurologice cât și oftalmologice. Și este foarte des întâlnită în orice țară. Ținând cont de această evoluție care este foarte rapidă, da, ei au încercat să îmbunătățească acel tratament pe care îl aveau cu, să zicem, 2-3 ani în urmă. Și atunci au realizat în colaborare cu Departamentul de Biofizică a Universității Lomonosov de Medicină, este cea mai mare. Eu am fost acolo și am vizitat-o. Da. Acum 10 ani în urmă. Foarte mult mi-a plăcut ce am văzut la Lomonosov. Da. Este cea mai bună, deci considerată cea mai bună facultate de medicină din Federația Rusă. Deci cu acești specialiști și împreună cu medicii clinicii microchirurgia ochiului au studiat și au ajuns la concluzia că trebuie să identifice mecanisme ale câmpului magnetic. Noi mecanisme ale acestui. Da, pentru că acest câmp magnetic ajută de fapt la reglarea și la modul în care noi percepem de fapt realitatea din jurul nostru, din mediul înconjurător. Și acea de fapt dimensiune a reglării energetice are impact asupra tratamentului și câmpului magnetic, de fapt. Acest câmp magnetic este de fapt nimic altceva decât o sursă de energie care vine și care variază în funcție, deci tot acest mecanism, el este foarte bine calculat în funcție și de gravitatea bolii. Și de cât de mult este afectat exact ochiul. De vârsta pacientului. Dacă are afecțiuni, alte afecțiuni suplimentare. Mai ales problema se pune și celor care au probleme neurologice. Am înțeles. Pentru ca să nu afecteze alte funcții ale creierului. Funcții. Deci el este foarte bine conceput, nu este un câmp magnetic foarte puternic, este un câmp exact echivalent a fiecărei afecțiuni a pacientului.
Pe lângă acest câmp magnetic sunt și combinație cu laser Am asupra înțeles. țesutului. Deci, Laserul este foarte fin, da, pătrunde acolo exact unde trebuie și exact, se poate opera exact. Cu el fără să se mai intervină clasic cu da, tăierea exact. Pătrunde țesutului. atât pe acele fire ale nervului optic care ele deja sunt afectate, Sunt afectate, exact. a vaselor de sânge care circulă prin Sigur. Ochi și readuce pe cât este posibil la restabilirea vederei. Practic, această metodă nu este dureroasă. Pacientul nu simte absolut niciun fel de durere sau niciun de fel de durere, atunci când se disconfort, intervine. decât în momentul când el este monitorizat și atunci îi se pune întrebarea dacă simte un curent mai puternic, atunci este reglat la parametrii normali. E un efect combinat al laserului. Da. Da. Exact, exact. Și atunci, practic, percepția noastră sau a celor care sunt, de fapt, pacienților, le este mult mai ușor de suportat, de fapt, și trauma psihică, pe practic, care da, o au și teama aceea pe care o învingi că, mă rog, vei fi, exact, da, se va exact, interveni exact. La ochiul tău, pentru că toți suntem dominați de lucrul acesta. Exact. Fiecare ființă umană are temeri, de fapt. Exact. Și prin această metodă îmbunătățită, pentru că ea exista și înainte, dar acum este mult mai îmbunătățită, cu alt nivel tehnologic și nivel, de precizie înaltă. Da, exact. Eu am făcut o comparație față de anii, să zicem, 3-4 ani în urmă, tratamentul de atrofie a nervului optic, comparat cu recent care am fost acum în luna martie-aprilie în Federația Rusă cu un grup. Deci diferența s-a văzut. S-a văzut, am înțeles. Deci diferența s-a văzut. Plus, deci toate metodele care sunt dezvoltate pentru tratamentul de atrofie nervul optic sunt utilizate cu succes. Da, și avem așa, non-invazive. Non-invazive, da? Adică este stimularea magnetică, stimularea electrică. Apropo de ce vorbeam de câmpul magnetic exact, și de... Exact, asta este non-invazivă. Și e electric pentru că noi avem energie ca ființe. Da, exact. Și atunci stimularea aceasta energiei electrice exact. Pe care noi o avem în corpul nostru cu o sursă externă, de fapt ajută la tratarea ochiului. Stimularea, da. De asta se și numește practic non-invaziv, da. Adică nu se intervine cu nimic. Cu nici nimic. Cu laser, nici cu bisturiu, cu absolut cu nimic. Absolut ci pur și nimic, simplu, doar da. Stimulare fie magnetică, fie electrică. Electrică. Tipul 2 este tipul chirurgical. Deci chirurgical, cu intervenție, intervenția chirurgicală, în ce sens? Este intervenția cu laser electrostimulare. Deci ea se numește chirurgia laser electrostimulare. Și tot combinată, pentru că se intervine și cu laserul exact. Și cu electrostimularea de care vorbeam mai devreme. Exact. Această metoda a doi mai mult se referă la persoanele care sunt cu diabet zaharat tip 1, tip 2, chiar și... Diabetul are anumite particularități legate de exact. Pacientul. Foarte, da? Deci foarte mari particularități, pentru că majoritatea cazurilor de atrofie a nervului optic se întâmplă datorită acestei afecțiuni. Adică diabetul. Diabetului. Da. Și atunci trebuie să fie neapărat intervenția chirurgicală, pentru ca să elimine de acolo procesele care dezvoltă această atrofiere a nervului optic. Și o a treia metodă este metoda combinată. Combinat în ce sens? Acestor metode non-invazive, magnetică și blocada. Deci este blocada, ca să spunem, să înțeleagă toți pacienții ce înseamnă. Blocada este injectabilă, care se introduce în orbită. Da. În orbita ochiului și se introduc acolo medicamente vasodilatatoare, vasohrănitoare, care stimulează și hrănesc nervul optic. Deci am îi înțeles, dau vitalitatea
să-l readucă la viață. La viață, să-i readucă, de fapt, funcțiile. Exact, exact. Și aceste medicamente sunt cu o durată pe un timp mai lung. Da. Adică și monitorizarea se face pe un timp mai lung și medicamentele pe care, de fapt, le ia pacientul, îl ajută, de fapt, pe acest pacient să își trateze afecțiunea cumva și cu mai puțină, să spunem așa, intervenție, chiar a medicamentului în sine și pe durată de timp mai lungă, care să, de fapt, să-i creeze un confort pacientului, astfel încât el să nu simte că este bolnav. Da, exact. Și aici vreau să fac o paranteză la această durată de timp mai lungă. Dacă înainte medicamentele introduse anterior erau de o durată mai scurtă, care pacientul trebuia să repete acest tratament în clinică, mă refer, deci în clinică, la un interval de 7-8 luni, acum acest pacient poate să repete tratamentul la un interval de 9-10 până în 12 luni. Am în înțeles. Clinică. Și sunt anumite sesiuni de tratament. Da, deci anumite ședințe. Deci el trebuie să facă o asemenea ședință maxim de 10-12 zile. Tratamentul este conceput pentru perioada de 12 zile. E foarte bine, așa, pentru că nu se intervine, să spunem așa, mai insistent și mai... Și nici pacientul nu e dominat de temerea aceea că, uite, acum trebuie să rezolv în 2, 3, 5, 10 zile. Da. Și pe durata unui an te obișnuiești cu ideea. Exact. Tratamentul are efectul pe care, de fapt, mă refer la pacienții români care se întorc din clinică în România, ei continuă tratamentul care le-a mai rămas pentru acasă, cu o pauză de 6-7 luni și apoi poate să revină iarăși din nou, bineînțeles, dacă dorește să continue să îmbunătățească acuitatea vizuală. Pentru că... Da, cu cel puțin 5-6% am citit acolo în prospectele pe care mi le-ați dat. Deci, medicii consideră că dacă vederea unui pacient care a fost internat în clinică s-a îmbunătățit cel puțin de 5%, poate 10%, deci este un succes. Da. Pentru că atrofia nervului optic este o boală foarte greu, adică o consecință a unei boli, că nu putem să-i spunem boală, ci este o consecință a unei boli, este în unele cazuri netratabilă. Și atunci progresele astea de 5-10, chiar am avut cazuri că au fost și de 20%, bineînțeles, pe o perioadă mai lungă de timp. Cu tratamentul păstrat și administrat în modul scheme de tratament. Da. De fapt. Atunci pacientul simte îmbunătățire, simte rezultatele. Iar dacă nu vom respecta, deci dacă nu vom respecta prescripțiile medicilor, indicațiile, bineînțeles, ca și în orice alt domeniu, mă refer al medicinii, de tratament sigur, nu sigur. Primim rezultate bune. Este, de fapt, o mare reușită până la urmă, pentru că dacă aduceți înapoi în România pacienții practic cu vederea aproape redobândită în proporție de 80-90%, este o șansă mare, de fapt, pentru fiecare dintre cei care merg și suportă tratamentul acolo și intervențiile, de recăpătare, redobândirea vederii. Da, dar și îmi pare foarte rău că sunt și pacienți care nu își pot permite o situație financiară ca să împrospăteze acest tratament și atunci, bineînțeles, iarăși trebuie să revină la modul inițial. Știu că acolo se tratează și strabismul și ambliopia. Ambliopia. Ambliopia, da. Da, strabismul și ambliopia. Pentru că de ce am încercat să deschidem acest subiect în emisiunea de astăzi? La controlele anterioare care au fost, au venit foarte mulți părinți cu copii cu asemenea afecțiuni. Cu ambliopie? Cu ambliopie. Probleme copii de vârste mici, mai mari. Probleme copii de vârste începând de la un an jumătate, doi ani jumate, până la vârsta de 10-12 ani. Deci au venit cu asemenea probleme pe care... A spus și în Federația Rusă, i-ați însoțit acolo, da? Acum avem un grup care merg copii
în Federația, da, în pe 6 octombrie grupul pleacă din România către cu Federația. Dumneavoastră, ghid da, și da, translator. Da, da. Și în grup avem și copii cu atrofie nervoptic și copii cu ambliopie și copii cu astigmatism și copii cu nestagmus. Sunt cu diverse afecțiuni. Și pentru copii asta este de fapt o mare pierdere, pentru că ei totuși sunt în perioada aceasta de formare ca oameni, iar vederea este ei foarte importantă. Da. Și pentru școală și pentru tot ce fac. Exact. Ei. Pentru că ambliopia pare o afecțiune care nu poate să fie observată. Unii părinți poate nici nu observă, sau copiii, că ambliopia este ochiul leneș, ca să se folosește în popor termenul acesta, da? Da, este ochiul leneș, adică el nu funcționează la parametrii normali care ar trebui să funcționeze, da, la sigur, acea vârstă a copilului, poate și a maturului, că am întâlnit persoane la vârstă de 33 de ani cu ambliopia. Da, ea poate să fie moștenită. Da. Da, genetic, poate da, genetic, poate să fie moștenită, și atunci mulți dintre noi nu ne dăm seama despre, cu vârsta înaintarea copilului, bineînțeles că se simte această diferență. Ochiul nu funcționează la parametrii normali, celălalt ochi e mai greu ca să lucreze și pentru, adică preia și funcțiile, preia și funcțiile celuilalt, și atunci începe să apară des întâlnită miopie de la vârste foarte mici. Ochiul trebuie stimulat, ochiul trebuie tratat din copilărie. Exact. Foarte bine a spus, tratat. În clinică există departamentul pentru tratarea ambliopiei, da, la copii. Da, da. S-au dezvoltat au fost dezvoltate științific, cercetate multe, multe metode. Este practic un complex de tratament la un dispozitiv care, bineînțeles, tot a fost conceput cu cu specialiștii acestui institut Universității Lomonosov din Moscova. Practic, cum se întâmplă procedura? Copiii în sala de tratament sunt ca o joacă. Deci, ca o joacă acest tratament este, totul este computerizat pe baza computerului. Se transmite fascicolul de lumină către, da, da, către ochi, ochiul afectat, mă refer, da, iar dispozitivul înregistrează imaginea copilului pe care a prins-o ochiul afectat. Deci atunci pe ecranul calculatorului rămâne această imagine, deci este clar că ambliopia, acest ochi începe să funcționeze. Și de fapt îi văd și evoluția tratamentului și parametrii, da, de fapt în care, da, practic, da, ochiul începe să se încadreze. Exact, exact. Deci încep de fapt acești parametri să fie cumva monitorizați. Da, acest tratament este recomandat, da, și se utilizează la copii începând cu vârsta de 3 ani. Mai mică vârstă cu un cât, risc, da? Cu cât, bine, atunci el, vă dați seama, copilul mai mic de 3 ani nu poate să, poate nici nu privește calculatorul, sigur, nu, sigur, stă, nu este atent, deci aici este o vârstă. Și de trebuie să spunem că și vizual apare și confort al persoanei în cauză care se tratează și care, practic, exact, redobândește acea. Exact, deci practic este un complex de e tratament. Un complex de tratament. Un complex, da, exact, de tratament la diverse aparate. Deci el nu stă. Ședințele se fac cu maxim 10-15 copii într-o singură ședință. Într-o singură ședință, da. Da, deci ei, stând la aceste aparate, nici nu simt acest tratament. Da, nu realizează. Nu. Deci aparatele monitorizează, stimulează, da, creează, reglează și așa mai departe. Da. Dar copiii practic sunt acolo și
efectiv stau, asta fac, nu da? Fac nimic altceva. Nu fac și, bineînțeles, ei sunt tratați da, în felul acesta. Pe calculator apar... Adică trebuie să spunem că nu doare absolut nimic. Nu, 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 pentru că pe calculator, pe ecranul calculatorului apar... Apar parametri. Apar parametri, apar pentru copiii mai mici, apar figuri. Da, ale da. Cățeilor, da, pisicilor, să-i distragă, să le distragă atenția. Da, da, da. Și ei, în momentul ăsta, bineînțeles, ca asistenta și noi de fiecare dată asistăm și le traducem și părinții cu ei, le traducem ce trebuie să facă, deci ce trebuie să urmărească da, pe acel da. Calculator, acea imagine, în funcție de vârsta fiecărui copil. Bineînțeles, această metodă, deci este dispozitivul AMED 7. AMED 7, da. Da, deci este un dispozitiv pe care nou. Clinica l-are acolo da, și este, este, de fapt, este elaborat în, colaborare cu acest departament de, biofizică. Biofizică. Deci este unic. Deci este, dispozitivul este unic în lume și care și este de fapt construit, conceput da. De către medicii ruși. Da, deci este conceput de către medicii ruși și vă dați seama, este conceput după studiile făcute de către academicianul Feodorov. Deci el a fost cel care a cercetat și a spus că pe viitor trebuie îmbunătățită această afecțiune, această afecțiune a copiilor cu ambliopie. Dar de fapt ambliopia are și un până la urmă și un fel de resort genetic, e de da, fapt congenital, naște da. Și naște. Te poți naște? Poți să te naști, se transmite de la părinți, de la bunici, e genetic. Deci are o incidență da. Genetică, apropo și, de ce spuneți da, dumneavoastră. Și toate aceste tratamente, toate aceste, pe lângă tratamentul pe care se face la diversele dispozitive, da. Se mai face și tratamentul medicamentos. Ele includ și partea de unde a provenit această boală. Pentru că trebuie să trateze și cât de cât, pe cât de posibilitate fiecare, la fiecare pacient în parte, să trateze afecțiunea. Vă rog, continuați. Și după, la fel, ședințele sunt de 10-12 zile, după aceste ședințe, ochiul ambliopic revine la normal. Această ambliopie încet, încet dispare. Adică se diminuează, se diminuează până când, de fapt, nu are niciun fel de efect. Da, pentru că totul este legat una de alta și între timp, după acest tratament, rezultatele, deci tratamentul este fără niciun risc, deci nu există un risc, dar este de un mare succes pentru... afecțiunea... Și pentru pacient. Și pentru pacient, bineînțeles. Ambliopia este de mai multe feluri. Da, da. Deci... Să le enumerăm și să aducem puțin aminte de la fiecare da. Câte puțin. Deci ambliopia este disbinocular. Adică este asociată cu un strabism. Da, cu un strabism. Cu un strabism, da. Da. Antisometropic. Da. Adică când există o diferență de refracție a ochiului. De modul exemplu, care lumina, un ochi da, vede clar, da, și altul iar nu, celălalt da. Nu. Asta în ceață sau da, mă rog, exact. Sau e... Ambliopie de refracție. Când un pacient cu astigmatism sau hipermetropie nu a folosit niciodată ochelarii, din care i-au prescris medicii oftalmologi. Când... Ochelarii aveau rolul de a ameliora, da? Da, deci ochelarii aveau... prescriși, evident, da, de medic. Aveau acest rol, dar... oftalmolog. Din anumite motive, eu știu, poate părinții nu și-au dat seama și au evitat să facă un acest da. Control. Așa. Sau copilul nu a vrut să poarte ochelare. Deci, cazul este... cazurile sunt multe. Și obstetrică, adică se dezvoltă pe baza unui număr de procese patologice. Cum de fapt se întâmplă cu noi toți. Da. Opacitatea corneii, catarata congenitală care se întâlnește și la copii, nu neapărat da. Numai la persoanele, sau din naștere.
ce am spus mai devreme, genetic. Și ultimul tip de ambliopie este isteric. Bineînțeles, pe partea neurologică, dintr-o anumită isterie, apare aceste boli. Sigur, pe fundalul unor boli, da, boli mentale, da. Da? Da. Și pe baza unor, mă rog, stări ale pacientului care cumva e mai energic, exact. Se enervează mai mult și așa mai departe. Deci medicii spun de fiecare dată, cu cât ambliopia este depistată mai devreme, cu atâta rezultatele sunt mai bune și poate fi tratată definitiv această afecțiune cu care, care se întâlnesc copiii. Și, de fapt, inclusiv și strabismul trebuie, de fapt, să fie verificat și diagnosticat de un neurolog. Da. Modul în care el, de fapt, vede și fizionomia, vede, de fapt, cum se mișcă ochii. Acolo sunt anumite particularități pe care neurologii de la clinică vin și le prescriu, le diagnostichează și trimit pacientul exact unde trebuie să fie tratat. Acolo în clinică. Da. În aceeași clinică. Da. Deci nu pleacă nicăieri pacienții. Nu. Deci de obicei pacienții, deci de obicei medicii din aceste clinici microchirurgie recomandă părinților, având copiii cu problema strabismului, ambliopiei, nestagmusului, să fie verificați o dată pe an de către medicul neurolog sau neurochirurg. Pentru că are legătură și cu partea neurologică. E coordonat de creier. Bineînțeles. Absolut, da. Orice funcție a organismului, inclusiv vedere, sunt coordonate de creier. Exact. Am înțeles. Știu că v-ați concentrat, de fapt, pe multiplele afecțiuni, ca să zic așa. La strabism ce ar mai fi, de fapt, de adăugat, apropo de, mă rog, de boală care e destul de des întâlnită? Da, deci la strabism, deci de obicei strabismul în clinică și strabismul poate fi tratat cu această metodă. Da, cu jocurile acestea de care vorbeați. Da, dar înainte de a face acest tratament complex, este și o intervenție. O intervenție pentru a regla acest strabism. Așa? Laser stimulare. Se face intervenția cu superfemtolazic. Da. Da? Și după, tot în practică aceste 12 zile. Deci întâi s-a intervenit pe partea chirurgicală, să-i spunem așa, iar după 2-3 zile se începe acest tratament. Foarte frumos. După ce s-a rezolvat partea cu astigmatismul și nestagmusul la fel. Deci tratamentul este conceput pe aceste trei afecțiuni majore de care le întâlnim foarte des. Am înțeles. Iată un complex de intervenții și de metode există, de fapt, acolo, în funcție de fiecare afecțiune pe care pacienții o prezintă sau o comportă, ca să mă exprim așa. Eu nu sunt medic și nu am un limbaj medical. Încerc cumva să mă adaptez, încerc să pot să pronunț mai bine termenii legați de microchirurgie și de intervenția asupra acestor multiple afecțiuni de care am vorbit mai devreme. Dincolo de particularitățile acestea, de fapt, avem și un studiu de caz de care vreați dumneavoastră să aduceți aminte. Da, deci avem un și ca, până a trece la acest studiu de caz, vreau să aduc cunoștință tuturor pacienților care ne urmăresc emisiunea referitor la ambliopie, în funcție de investigațiile pe care le-au făcut pacienții în cadrul institutului, atunci se face această stimulare a culorii. Pentru că unii, de exemplu, percep culoarea roșie mai bine decât cea verde. Deci, probabil, acolo există undeva o anomalie, o diferență, o funcție atrofiată, de fapt, exact. Sau afectată. Dacă și atunci începem să stimulăm aceste culori ca să le aducem la parametrii normali.
O a doua cauză importantă este diferite programe pe calculator. Da. În afară de cele care am vorbit mai înainte, sunt cu totul alte probleme, reflexoterapia. Și medicii spun că după 15-20 de ședințe, Da. această ambliopie dispare. Dispare, am înțeles. Și Și dacă dispare după 15-20 de ședințe, cât ar dura această ședință sau fiecare ședință? fiecare ședință pe zi durează cam 10, maxim 15 minute pe Am zi. înțeles. Nu e foarte mult. Nu este foarte mult. Și nu-l afectează foarte mult psihic pe Nu. pacient. Nu, și nu-l afectează. Și acum să trecem la studiul de caz. Vă rog. Deci, reprezentanța microchirurgia ochiului, împreună cu Institutul de Cercetări în domeniul oftalmologiei, microchirurgia ochiului din Federația Rusă, orașul Cebocșani, am făcut un studiu de caz a unui pacient din România Da. care a început tratamentul de atrofie nervo-optic în anul 2015, Adică timp de 3 ani. timp de 3 ani. Prima L-am plecare, monitorizat da, permanent. deci a plecat din România cu următoarele diagnostice: atrofie nervo-optic la ambii ochi cauzată Da. de glaucom, glaucom cu unghi deschis operat la ochiul drept Da. și glaucom în stadiu final, cataractă secundară la ochiul stâng. Da. Acest pacient a efectuat tratamentul conservator în cadrul institutului timp de 3 ani de zile, câte o ședință pe an. Deci, dacă acuitatea vizuală la internare acestui pacient a fost la ochiul drept de 0,05, Da. ochiul stâng era complet Afectat și afectat, atrofiat. atrofiat, deci acolo nu se mai putea face nimic, deci despre asta l-au Nu informat. era posibil o intervenție Nu, nici chirurgicală. intervenție, da. Și acum am să trecem peste anul Da. 2016. Deci el când mă scuzați, revin iarăși, deci la Nu contează, externare, vă explicați dumneavoastră da. cum considerați ca să înțeleagă Da, telespectatorii noștri, că este foarte important la pentru ei. externare, în anul 2015, acest Da? pacient, acuitatea vizuală, vorbim acum numai de ochiul drept. Deci acuitatea vizuală la ochiul drept a fost 0,3. Deci la internare 0,05, la externare 0,3. Deci a scăzut cu două procente. Deci A urcat, a pardon, a urcat, urcat, a n-a urcat. scăzut. Așa. În anul 2016, dacă la internare pacientul a avut 0,09, deci cât de cât în intervalul de un an de zile și a Da. păstrat îmbunătățită vederea, la externare acest pacient a văzut 0,35. Asta înseamnă o mare O îmbunătățire, mare foarte îmbunătățire. bună, de fapt, evoluție, da, Evoluție. studiile de caz. Iar anul 2017, la externare, acest pacient a avut acuitatea vizuală 0,45. Foarte bine. Deci, bineînțeles, foarte bine pentru el când la internare, deci în anul 2015, acuitatea era foarte, foarte slabă. Dar la întoarcerea în țară a urmat acest tratament pe care l-au prescris medicii și anual a făcut tratamentul în clinică. Deci concluziile medicilor au fost următoarele. Tratamentul a fost unul benefic pentru ochiul drept, Da. deoarece în momentul internării la ochiul drept mai era ceva din nervul optic care se Afectat. putea, da, care nu era în totalitate afectat, care se mai putea Trata. trata. Iar ochiul stâng, bineînțeles, a fost informat de la bun început că nu
Deci de fiecare dată vine la control când medicii și vreau să, să spun pe, cu această ocazie invitații dumneavoastră la emisiune, în perioada 25-28 septembrie, medicii vor reveni la Constanța. Medicul va reveni la Constanța. Și să le spuneți unde pot găsi pe medici. Da, este strada Baba Novac, numărul 1, Constanța, da. Zona Casa de Cultură, da. Cabinetul Optiene. Deci acolo se țin de fiecare dată consultațiile. Pot, yeah, de fapt și consulta aceste rezultate ale studiului de caz, care sunt disponibile la cabinet acolo la dumneavoastră, dacă nu mă înșel, și pot întreba, de fapt, despre orice tip de afecțiune, exact, suferă, exact, ei sau, exact, apropiaților. Deci, acolo pot veni cu orice afecțiune, dar vă spun din practica de atâția ani, majoritatea cazurilor sunt atrofie nervoptic, degenerescența maculară, retinopatia, cazuri foarte grave care, din păcate, și mie foarte rău îmi pare, deci vă dați seama, pentru că la Constanța sau în România noi nu avem un asemenea cabinet unde putem aduce această aparatură, să zicem, nu putem să aducem aparatura în totalitate, dar minim. Da, minim. Pentru investigație și, da, pentru investigație. Da. Eu, să știți că nu mă opresc, eu continui mai departe. Faceți un lucru foarte bun, pentru că intermediați această relație și legătură, da, cu această clinică foarte deosebită. Și așa spune oameni până la urmă, pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de fapt de informare și de, exact, dacă se poate spune așa, intermediere între pacient și clinică. Da, deci să știți că noi, în afară, în momentul când nu este medicul în țară, sună pacienți. Bine, nu toți pot să ajungă în această perioadă, deoarece este o perioadă foarte scurtă, 25 septembrie, 28 septembrie. Este o perioadă foarte scurtă. Unii sunt în concediu, alții plecați din țară. Foarte bine colaborăm și online. Deci prin colaborăm cu clinica, ajutăm pacienții. A, și prin diferite metode, Skype, da, sau telefon, da, 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 sau orice telefonic, altceva, sau mail-uri, ne, da, transmit documentația respectivă, noi mai departe analizăm, transmitem către departamentele respective în funcție, exact, de diagnostic, și dacă clinica decide, atunci este selectat pentru intervenții sau tratament. Să știți că au plecat și asemenea pacienți care, bineînțeles, s-au întors. Și tot însoțiți de dumneavoastră. Bineînțeles, de fiecare dată. Și să le spuneți că sunteți cea care asigură, de fapt, și comunicarea, adică, da, traducătoarea, e, din, da, limba rusă în limba română, da, și invers. Da, deci traduc orice document medical, diagnostic, din, da, da, din română în rusă, din rusă în română, pentru că altfel nu putem face această intervenție, intervenție, de fapt, și tratament, da, până la urmă. E, dincolo de partea aceasta, să spunem, de, exact, intervenție, eu e vorba de comunicare. Eu asist și la consultații, pentru că medicul nu vorbește românește. Da. Da, și trebuie neapărat această traducere din... Să fie asigurată, da. Să fie, exact, asigurată. Exact. Deci eu însoțesc grupul până la clinică, stau pe perioada șederilor acolo, investigații, tratament, operații. Știm că mai colaborează cei de la Cebuxari cu un institut de, pentru studiul creierului uman. Da, De fapt, se, practic, se iau în calcul toate aceste, să spunem, funcții ale organismului uman, plecând de la câmpul magnetic, câmpul energetic, creierul, exact, da, funcțiile lui, modul în care, da, cei de la Institutul de Biofizică au conceput aceste aparate legate de funcțiile creierului, da, și ale tuturor celorlalte simțuri, vedere, auz, exact, miros. Și vă spun de ce există această colaborare între institut și biofizică, pentru că majoritatea pacienților au nervul optic practic atrofiat.
unii le au în totalitate, unii au 90%. Atunci trebuie exact intervenția cu departamentul creierului uman. Sigur. Ce se poate face? Pentru că ei au, de fapt, cunoștințe de alte exact. Funcții ale creierului care pot, de fapt, exact. Acele funcții readuce la viață, la cum spuneați viață, mai devreme. Măcar acele 10 sau 15% care din i-au, cât mai se rămas, poate aduce, da, exact. I-au mai rămas în viață pacientului. Foarte interesant. Ați întâlnit pacienți cărora li s-a spus că nu mai nimic de făcut? Aici, adică în afară de intervenția din Rusia. Noi vorbim de restul clinicilor din Europa, din țară, de la noi. Am întâlnit cazuri la Constanța, când au venit cu diagnosticul copiilor de retinopatie de prematuritate. Și aici fac o paranteză și am să spun din ce cauză, pentru că pentru a rezolva acuitatea vizuală a copilului cu asemenea afecțiune, trebuie efectuată imediat la 2 săptămâni de la naștere. Am înțeles. Și nu se face lucrul și acesta de multe ori. Da. Nu se face. Sau copiii sunt prea micuți. Copiii sunt prea micuți. Părinților le teamă că nu vor suporta intervenția. Exact. Așa. Iar în Federația Rusă există această supraveghere. Deci, într-adevăr, am fost cazuri când le-am spus pacienților și vreau să vă spun, bineînțeles, nu a primit acel părinte, vă dați seama, vestea respectivă, dar pentru el a fost ceva nou. Adică cumva o îmbunătățire substanțială, da, substanțială psihică, deci el, da, el s-a liniștit, a rămas la stadiul la care am avut și cazuri la fel cu retinopatie de prematuritate, dar nu Am era înțeles. Pentru că și acolo sunt 4-5 tipuri care nu era ajuns la ultimul stadiu și i-am spus acelei mămici că să revină cu copilașul la vârsta de 3-4 ani de zile, un caz care a șocat părinții. Pentru că a fost în bine. Da, a fost în bine, nimeni nu i-a dat o asemenea, dar nu se așteptau la o asemenea. Și am spus, păi, iată, aici cumva se confirmă că se fac și minuni. De către oameni, Dumnezeu lucrează prin oameni. Deci, prin exact. Medici aceștia foarte iscusi și pricepuți. Sloganul medicilor de la clinica microchirurgia ochiului este: cu cât depistăm mai repede afecțiunea noastră, fie ea atrofie, fie glaucom, orice afecțiune, cu atât putem recupera. Și vreau să vă spun că atrofia nervului optic se spune că este netratabilă. Dacă o depistăm într-un stadiu foarte rapid, atrofia nervului optic poate fi tratată definitiv. Fără să mai fie afectată. Da. Adică foarte rapid, undeva la o lună, două, trei, maxim 5-6 luni. Dacă se depistează diagnosticul respectiv, părticica nervului optic, care nervii optici care nu mai funcționează, ei pot fi readuși la viață. La viață și să-și redobândească funcțiile. Exact, bineînțeles, poate nu din primul an, 2-3, uitați cum acest pacient a ajuns la o performanță cât de cât pentru el benefică, se poate ajuta. Deci, sunt convins de lucrul acesta. Ce spun pacienții după ce mă întoarceți de acolo? Că pleacă așa cumva cu reticență din România, pleacă într-un loc necunoscut, deci cu puțină teamă, exact. Ce va fi acolo, cum va fi acolo, exact. Cum o să-i trateze, când mă întoarceți, cum e? Dacă vă aduceți aminte, într-o emisiune anterioară am vorbit despre o fetiță în vârstă de 18 ani cu diagnosticul keratoconus, care, mămica, vă dați seama, era... Ea pleca cu o speranță că totuși problema va fi rezolvată definitiv, pe când ceilalți membri ai familiei poate nu chiar. Ajungând acolo, și ce s-a întâmplat? Deci fetița, exact un ochi a fetiței vedea la distanță, unul la de aproape. Da, deci aveau asta a făcut de fapt ca intervenția din Rusia să fie
să echilibreze ambii Da, ochi și deci, să îl trateze pe cel da, bolnav. în primul rând nu era atât de afectată corneea fetiței, nu era atât de groasă corneea fetiței încât nu se putea interveni cu superfemtolazic. Deci i s-a făcut prima intervenție laser stimulare, iar după două zile i s-a făcut intervenția cu superfemtolazic la ambii ochi în aceeași, Da. în aceeași zi. Și acuitatea fetiței a fost 100%. A fost, de fapt, o reușită da, totală. vă dați seama, mama, când a văzut că copilul ei a ajuns la o performanță care nu se aștepta De în fapt, nici... nu se aștepta ca să fie reușită de Să fie 100% și 100% într-un timp așa reușită. de scurt, dar și cu o intervenție care nu a fost foarte Da. agresivă, adică Nu. nu a deranjat-o pe domnișoară, pe domnișoara de 18 Da. ani. Că de fapt e o domnișoară deja. Da, e o domnișoară, deci domnișoara s-a întors în România. Mulțumiți de... Când vă întoarceți, să vă spun oamenii, cum comunicații bucuroși, împărțim și bucuria lor. Și, da. Împărțim și bucuria, împărțim și tristețea, acolo le ascultăm, stăm cu ei, discutăm, deci știm toate problemele, practic cu ce s-au întâlnit în perioada până la sosire în clinică. După, vă dați seama, la întoarcerea în țară colaborăm. Da, vă mai sunați, da, vă mai... ne sunăm, Da, bineînțeles, pe rețelele de socializare acum, deci puteți comunica și putem lua comunica, legătura mult mai repede. Putem comunica, dacă putem lua până legătura. La telefon cineva spune da, că te deranjez, pe rețea da, scrii un mesaj și da, se răspunde exact, cum se poate. Pe urmă, vă dați seama, ei având rezultatele, să zicem, unii poate 100%, alții începând de la 20 în sus, dar da, sunt niște rezultate pozitive, întâlnind și alte persoane cu asemenea afecțiuni, bineînțeles că sunt îndreptate către reprezentanța noastră și în momentul când este nevoie de o intervenție, ei pleacă. Uitați că acum în grup avem persoane care la recomandarea vechilor pacienți au venit la control în luna martie, iar acum în luna februarie pleacă fie cu copilul, fie cu unul din părinți. Foarte frumos și foarte bine. Deci este o reclamă vie. Sunt convins, da, pentru da, că avem pacienți care vin de acolo și pot vorbi foarte, cu experiența lor. Da, foarte mulți pacienți sună, ne întreabă dacă putem să le dăm numerele de telefon a pacienților foarte care bine, am înțeles. Bineînțeles, având în vedere protecția datelor personale, da, da, cu da, acordul acelei persoane, îl sunăm, dacă dumnealui acceptă să vorbească, atunci... Și să vorbească și să-i fie date, da, da, să fie oferite, de fapt, aceste da, date atunci, personale. Atunci am creat și un grup de microchirurgia ochiului pe Facebook, care... Deci, microchirurgia ochiului se numește, da? Da, grup microchirurgia ochiului. Grup, foarte bine că ați amintit așa, ca acolo, pacienții da, să vadă, acolo de fapt, pacienții comunică între ei. Și aveți și un forum și exact, numărul dumneavoastră de telefon, exact, unde vă da, pot contacta, eu am creat, îl administrați dumneavoastră. Eu îl administrez, da, și pacienții acolo lasă mesaje, scriu opiniile lor, schimb da, de opinii, da, da. Și celor care n-au fost și doresc să ajungă acolo. Am înțeles. Și vă ocupa și de vize și de toate documentele absolut care începând, sunt necesare pentru începând de la viză, călătorie, asigurare medicală. Pentru Rusia, pentru Federația Rusă, trebuie viză. Viză, neapărat, pașaport, absolut tot ne ocupăm. Sigur, sigur. Decât pacientul primește pașaportul cu toate datele, biletul de avion, inclusiv dacă sunt pacienți din Constanța și pleacă cu autocarul către aeroport, da, aeroport. Sigur, sigur, ne da, ocupăm și de chestia asta. Toate foarte serviciile... interesant și foarte important ce faceți dumneavoastră. De asta am și vrut mereu să vă promovăm prin da, televiziune, da, da, pentru că este, de fapt, deopotrivă necesar și util pentru toți cei care au afecțiuni exact, și care se confruntă cu ele. Este, pentru cei care văd, nu e o problemă, că atunci când ești sănătos, nu e
Nu e în calcul. Dar când ai o afecțiune, e foarte complicat. Dar și noi, cei care Sigur. Vedem, la un moment dat, avem nevoie și noi, da. Avem nevoie și noi. Felicitări pentru ce faceți. Vă mulțumesc. Succes aveți acum în octombrie, când mergeți pe 6 octombrie cu noul grup. Și să vă bucurați de toate mulțumirile pe care le-am invitat, pentru că sunteți important acolo, sunteți îngerul păzitor, să zic da, așa. Da, eu mă bucur. La fiecare grup. Eu mă bucur pentru toți pacienții care, într-adevăr, n-au plecat degeaba. Și au venit tratați. Da, au venit tratați. Sunt mulțumiți în funcție de intervențiile care le-au avut acolo și de rezultatele pe care le-au primit. Mă bucur pentru ei. Sigur, vom mai vorbi despre intervenții și poate după ce reveniți de la Moscova și de la ce boxare din Federația Rusă, ne reîntâlnim și vorbim despre rezultatele pe care le-a avut grupul de acum, care veți exact. Merge. Exact. Și vreau să vă spun, pentru că medicii anual, chiar la ei, în incinta acestui institut de cercetări, s-a deschis un centru științific. Foarte frumos. Deci centrul a fost deschis. De cercetare, da? Da. În cadrul institutului este un centru care sunt medici care se ocupă numai de cercetare. Și studiul bolilor, și studiul bolilor, din cauza asta apar și la jumătate de an, poate și la o lună. Mai ales, uitați, acum în atrofia nervului optic au introdus un nou medicament care este mult mai benefic față de cel care exista Sigur, anterior. Sunt convins. Da, acest centru a fost deschis undeva prin luna februarie-martie acestui an și el este în permanență activ în privința dezvoltării, cercetării, îmbunătățirii pentru pacienți, pentru tratament, sigur, atât da. Pentru pacienții din Federația Rusă, cât și pentru pacienții străini. Sigur că sunt convins. Vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați prezentat cât se poate de deschis și de corect și coerent. Și cei care sunt interesați pot veni și lua legătura cu dumneavoastră. Da, deci eu de fiecare dată răspund la numărul de telefon 0724679028. Acolo. Și acolo puteți discuta, de da, fapt. Da, și acolo putem discuta sau cine și la final de emisiune vreau să readuc aminte perioada consultațiilor care vor avea loc în Constanța, strada Baba Novac, numărul 1, zona Casa de Cultură, cabinetul optiene, este perioada 25-28 septembrie. Este 2018 este ultima perioadă pe anul 2018 de consultații. Următoarele consultații vor fi în la anul 2019, pe care eu de fiecare dată public pe pagina de Facebook microchirurgia. O să aduceți amănunte despre ele. Da. Felicitări pentru ce ați făcut, tot ce faceți și succes. Și mulțumesc. Sunt tuturor celor care merg cu dumneavoastră, se întoarcă toți tratații 100%. Să dea Dumnezeu și să mulțumim fie. Frumos. Mulțumesc pentru invitație. Și noi. O zi bună. Și noi pentru onorare a invitației. Doamnelor, domnilor, a fost doamna Vera Iliescu, reprezentanta clinicii Ceboxarii din Federația Rusă, clinicii de microchirurgie a ochiului, așa cum vorbeam. Am vorbit și am discutat despre larg, despre metodele de intervenție, metodele non-invazive și despre afecțiunile pe care, iată, vederea le poate avea. Nici nu ne dăm seama cât de complexe și cât de multe afecțiuni există, însă există de fapt și remedii, împotriva lor este o fericire că există aceste remedii. A fost doamna Vera Iliescu care ne-a vorbit despre modul în care se pot trata. Eu sunt Enache Tușa, noi ne revedem mâine seară când voi fi din nou gazda dumneavoastră la o nouă emisiune Radiografia Zilei și la alte teme de discuție. Până atunci, toate cele bune, la revedere!